Hristos a înviat! Suntem în dimineața imediat următoare beatificării episcopului nostru martir, Anton Durcovici. A fost un efort comun și o continuă zbatere pentru a ajunge la acest moment. Mulți dintre noi am asistat cu emoție la celebrarea Sfintei Liturghii și la ceremonialul oficial de recunoașterea sa ca fericit al Bisericii Universale. Acum însă este liniște. O liniște pe care o aduce încheierea unui eveniment atât de mare și o liniște dictată de împlinirea unei așteptări atât de înfrigurate a acestui moment. Viți credincioși, dragi radioascultători, vă invit pentru câteva secunde într-o incursiune contrară obișnuinței liturgice și radiofonice. Să facem liniște. Să lăsăm atmosfera de odihnă să ne pătrundă. E liniște. Simțiți relaxarea sufletească pe care ne aduce liniștea, calmul, odihna. O liniște care ne umple inima de bucurie și de pace. Invitația lui Iisus de astăzi este aceea de a readuce în suflet liniștea și pacea, pentru că odihna și calmul este acel a locui cu Dumnezeu. Și câtă nevoie nu are lumea de astăzi de a locui cu Dumnezeu, câtă nevoie nu are de liniște, de odihnă și pace. Iisus în Evanghelia de astăzi este în cenacol împreună cu ucenicii, la cina cea de taină. Episoadele care preced acest fragment sunt anunțul trădării lui Petru și demascarea lui Iuda. În cenacol domnea o atmosferă apăsătoare din cauza celor două trădări. Conștiința celor prezenți era plină de întrebări și temeri. În această atmosferă de tulburare, glasul lui Iisus vine și readuce liniștea. Să nu se tulbure inima voastră. Credeți în Dumnezeu, credeți și în mine. Știu că fragmentul de azi poate aduce înaintea noastră multe teme, printre care acela că omul are un destin de ordin dumnezeiesc, o locuință în Dumnezeu spre care călătorește, sau un adevăr în Dumnezeu care îl însoțește, sau o viață în Dumnezeu care este oferită. Dar eu aș dori să vorbim astăzi despre trei lucruri pe care se fundamentează aceste cuvinte ale lui Iisus. Aș vrea să vorbesc despre credință, cuvânt și liniște. Iisus spune, credeți în Dumnezeu, credeți și în mine. Acest verset poate fi înțeles în trei moduri diferite, întrucât cele două verbe, credeți, pot fi înțelese atât la indicativ prezent cât și la imperativ prezent. Astfel, sunt trei înțelesuri. Credeți deja în Dumnezeu și credeți deja în mine. Apoi, să credeți în Dumnezeu și să credeți în mine. Amândouă la imperativ. Sau, credeți deja în Dumnezeu și așadar credeți în mine. Elementul comun este timpul prezent. Conform caracteristicii limbii grecești, În această exprimare, Iisus vrea să spună că ucenicii au deja credința și trebuie doar să creadă, să continue să creadă, să nu se blocheze în fața celor anunțate. Fiecare dintre noi am primit la botez germenul credinței, germen care a crescut și s-a dezvoltat odată cu trecerea timpului, dar greșelile noastre, căderile noastre, încercările și strâmtorările vieții, au adus, ca și în cazul ucenicilor, momente de tulburare. Copiii care pleacă de acasă și nu mai deschid ușa casei părintești aduc tulburare în inima părinților. Sănătatea care ni se șubrezește cu trecerea timpului aduce tulburare pentru mulți dintre noi. O stare de ceartă și de neînțelegere, lipsa banilor, lipsa notelor bune la școală, lipsa lucrurilor pe care ni le dorim, toate sunt momente de tulburare. Aceasta este atmosfera în care
diavolul se simte cel mai bine. Omul e debusolat, se îndoiește de credința sa, se îndoiește de existența lui Dumnezeu. Aici intervine Iisus și caută liniștea. Să nu se tulbure inima ta. Voi credeți în Dumnezeu, voi credeți în mine. Este doar tulburarea care nu vă dă voie să vedeți toate lucrurile limpede. Aveți nevoie de liniște, dragii mei. Ce frumos vorbește Iisus. Atunci când ucenicii sunt tulburați, El îi liniștește, îi invită să intre în interiorul lor și să redescopere credința. O întâmplare spune că la o facultate, în timpul unei ore de lingvistică, profesorul vorbea despre puterea sacră a cuvântului și despre influența pe care o avea în viața tuturor. Ceea ce spuneți dumneavoastră nu are nicio valoare, a intervenit un tânăr din public. Profesorul l-a ascultat cu multă atenție și imediat ce a terminat de vorbit, i s-a adresat pe un ton poruncitor. Tu să taci și să te așezi în banca ta. Nu ești decât un fumurat și un netrebnic. Tânărul s-a supărat, a început să vorbească urât, să înjure și să țipe. Profesorul, după câteva momente, îl oprește pe cel în cauză și îi spune: dragă tinere, te-am jignit și îmi cer iertare. Acceptă scuzele mele. Am vrut doar să-ți arăt cât de mult pot face, cât de mult rău pot face cuvintele aruncate la întâmplare. Tânărul s-a liniștit și și-a cerut și el la rândul său iertare. Profesorul a continuat: vedeți, dragii mei, marea putere a cuvântului. Cu puține cuvinte l-am enervat, cu puține cuvinte l-am calmat. Iisus, la ultima cină, nu poate să nu-i pregătească pe ucenici spunându-le adevărul despre tot ceea ce se va întâmpla, dar El nu caută tulburarea și descurajarea lor. Atunci când vede că ei sunt tulburați, cuvântul Său se transformă ușor în liniște. De foarte multe ori, noi oamenii suntem obișnuiți să lovim în aproapele nostru atunci când El este căzut, neliniștit, tulburat. Atunci îi reproșăm cele mai multe. Iisus vrea să ne dovedească contrarul. Ar trebui să ne întrebăm astăzi cât de atenți sunt la cei din jur și care sunt cuvintele pe care eu le folosesc în relație cu aproapele meu. A plecat cineva de lângă mine, fără să fie încurajat în momentele grele. Cuvintele părinților, ale copiilor, ale rudelor, prietenilor, cuvintele preotului și a persoanelor consacrate pot construi și liniști sau pot dărâma și tulbura. Este în puterea noastră să folosim bine cuvântul. Cuvântul folosit bine liniștește sufletul și redescoperă credința fiecăruia dintre noi. Iar credința aduce după sine rememorarea cuvintelor lui Iisus: în casa Tatălui meu sunt multe locuințe. În tradiția biblică, metafora casă, locuință, indică locuința sanctuară a lui Dumnezeu, unde cel drept, primit fiind, află siguranță. În textele apocaliptice, sensul este spiritual și escatologic. A locui în casa Domnului înseamnă, de fapt, pace, odihnă, liniște, mântuire. Pe baza termenului folosit, care înseamnă loc de odihnă, s-a creat opinia că cerul este locul liniștii, al odihnei, al păcii, iar omul pe pământ este pe drum spre acest loc. Cât de mult mai simțim noi nevoia de liniște? O generație a căștilor în urechi, a calculatorului și a internetului mereu deschis, a televizorului care mereu vorbește. Cât mai reușim să ne liniștim pe noi și pe cei din jurul nostru? Chiar dacă suntem tulburați și mereu în mișcare, Iisus nu încetează să ne invite și astăzi la liniște, indiferent de cât de tulburați suntem. Iisus se adresează lui Toma și îi spune: eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Numai urmând exemplul meu vei ajunge la liniște,
Numai ascultând adevărul meu vei putea ajunge la liniște. Numai trăind împreună cu mine poți ajunge la liniște. Adică la a locui cu Dumnezeu. În celula din Sighet, părintele Friedrich aude o voce: sunt Anton și mor de foame și de sete. Dă-mi mie dezlegarea. Deși tulburat de lipsa hranei, de lipsa îmbrăcăminții, Anton caută liniște. O liniște pe care a găsit-o, iar acum el este în locuința lui Dumnezeu. Lucru recunoscut ieri, fiind numit fericit, a intrat direct să locuiască cu Dumnezeu. Iubiți credincioși, radioascultători, e liniște. Simțiți calmul și odihna pe care vi le aduce credința, pe care vi le aduce cuvintele lui Iisus? Dar oare mai vrem noi să locuim cu Dumnezeu?